Trasee turistice mai mult sau mai puțin cunoscute sunt propuse celor care doresc să viziteze județul Maramureș, dar de ce nu, chiar și localnicilor iubitori de drumeții. Site-ul ghidturisticinfo.ro cuprinde itinerari în zona Ocna-Șugatag, Târgu Lăpuș, Sighetul Marmației, precum și în regiunii demne de văzut din Satu Mare. Cunoscutul fotograf Victor Mihalca, unul din cei care au realizat ghidurile, propune locuri mai puțin cunoscute, dar accesibile și frumoase. Am descoperit cu mare surpriză, de exemplu, un drum de acces despre Cluj până la Rochia, prin măgoaja lui Pintea Viteazu. Pilește scrie și despre Pintea și despre istoria lui Pintea Viteazu, despre epoca aceea și mai departe. Și pe care vine de comandă, este foarte frumos, drumul este perfect, dar necunoscut. Pe lângă traseele turistice, ghidul cuprinde și informații interesante despre istoria locurilor. Sunt prezentate de asemenea muzeele, monumentele și alte obiective turistice demne de vizitat, dar și posibilități de cazare și masă în Maramureș. Tehnicile sunt unele moderne cu impact puternic în promovarea industriei ospitalității. Aceste mijloace prezentate aici de Victor și Jol și la care ei depun eforturile pe care, în linii mari, vi le-au condensat în puține cuvinte, dar care pretind energii colosale, sunt, se pare, dimensiunea cea mai importantă a promovării și proliferării unei industrii de ospitalitate. Site-ul ghidturisticinfo.ro și ghidurile turistice ale județelor Maramureș și Satu Mare poartă semnătura fotografului Victor Mihalca și a designerului Jolt Silaghi. Evenimentul intitulat La pas prin Maramureș a fost găzduit de Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare.